Acum am plăcerea să filmez în principalul compartiment de matcă al campionului Silviu Dorosin din orașul Mureșești de Suvrancea. O salut, domn Silviu, ce faceți? Ce să faci? Pe lângă casă, vă pregătiți, plecați la muncă și eu nu vă las. Nu-i nicio problemă, porumbii niciodată nu... Am stat puțin mai devreme și am filmat la zburători, aveți un lot deosebit de porumbei. Sincer vă spun, mi-au plăcut tare mult. Dovadă stau rezultatele pe care le-ați obținut în ultimii ani, adică unele bune și foarte bune. Mai bune de la un an la altul, este? Aveți aceeași... Asta încercăm în fiecare, nu toată lumea vor să îmbunătățească rezultatele. Vă mișcați din ce în ce mai bine, mă bucur să știți. Asta e speranța întotdeauna. Dați-ne câteva detalii despre aici bijuteriile noastre de la matcă. Din lotul de matcă avem locul 1, palmares 2 ani Tartu, albastru de Catris. Și cea mai mare surpriză a fost anul trecut, în toamnă, când mi-a venit tatălui de 2009. Uitați-l acolo, în boxa 15. Albastru cel mai năros. Da. Tatălui, nu? Da, tatălui. De ce an e taică-sa? 2009. Oh, deci are 9 ani acum. Da, a fost pierdut în 2013 la un zbor pe Polonia. Și din surpriza mea că l-am văzut că a venit în toamnă, nu vine a crede. Vă cred, da. Da. Unul tată este masculul ăla negru de Cob Van Domelen, original Cob Van Domelen. Da, original, da. Da. Și noutăți. Mai sunt noutăți, mai e o femeluță de la Cristi Tudor. Tot la fel o femeluță dragă mie care... Care lista? Cea mică? Da. Lista, nu, e un pic da, cu albă. Cu cravată albă, nu? Da. Dar e puțin mai mică ca și talie decât ai dumneavoastră porumbei, parcă, nu? Da, cu el, la el porumbei de zonă de munte. Și am mai adus înapoi un mascul de 2009, pe linia veche, care am avut prima dată din porumbei. Asta e inelat pe stângul? Da, inelat pe stângul. Masculul de Stickelbot de la Man Simeon, în originale lui Man Simeon de la Satul Mare. Bun, păi aveți marfă. Și ce poziție are ăsta de la domnul Simeon, de la Man Simeon? Da. Mai e un mascul tânăr de Catris, din, tot pe linia Catrisului de 2011, de la domnul Câlțea de la București. Da, am înțeles că aveți o colaborare bună cu domnul Câlțea, foarte bună ca colaborare. Când am început, într-adevăr, să fac porumbeie, nu știu cum, prin ce conjunctură ați ajuns la dânsul, nu? La dânsul, dar mi-a dat o linie de porumbeie foarte bună. Și mai ales linia de Catris. Păi e femeia care se vede roșia, care s-a dus pe clipa de fabric, care de la domnul Vasiliu. Și în rest... Aveți pui la ea acum, la momentul ăsta? Nu. Nu pe toți i-am lăsat odată. Când la aceeași... I-am lăsat pe toți și la lotul de zbor și la matcă odată i-am lăsat la o oară. Da. Câte serii? Două? Scoateți din ei? Două serii de pui și ne oprim. Pe colombodrame? Duceți ceva? Nu, anul ăsta încercăm, că am văzut o nouă inițiativă care se încearcă cu... E extrem de tentată și provocatoare, nu? Da, e exact ce vreau, de când așteptam momentul ăsta să... La Telega acolo, da, e un proiect extrem de ambițios. Și mai e de guta aia de la Marian Bucurică, care? De la Prahova. Cea de la 10? De la 10, care e pe linia lui Sechete, de Ardem. Și mai am un mascul pe care provine tot pe linia lui Neanicu Bizighianu, din listul lui Nea Bizighianu. Care? Da. Până la mine. De Sechete. Da. V-ați ținut arma calmă, dacă v-ați adus exemplare din asta de... Că dacă se schimb mai rar la ei, că serviciul nu prea avem timp. Așa e. Și masculul care e tot... Frumos, într-adevăr. Frumos. Stați bine, să știți, îmi place. Curățenie la ei, aerisire foarte bună și aici, în tavan, aveți la fiecare... Da, dintre compartimente am văzut. E bine că nu se simte mirosul de... Nu, niciodată. Aerul... Cu câte o crescătorie, cu atât mai... Exact, o ventilație foarte bună. O femeie frumos, dragă mie, de Catris, care a zburat
peste tot, și Moscova, și Berlinul, și Palmares cu dans. Aha. Cea de 2008. Bava, îi spun eu. Bava, nu? Bava, care n-a mai zburat de 2 ani. Unde a zburat de peste tot a venit. S-a și clasat. Și ca reproducătoare se dovedește foarte, una foarte, foarte bună, bună, nu? Da, e foarte important să reproducă, să și reproducă. Da, și este pereche cu masculul de 2011, care e locul, locul 1 Palmares 2 Antarto. Una dintre perechile de bază, cred că, pentru da, asta, nu? Da, e tăbleța crescătorie. O super femeie, și zburătoare și reproducătoare. Îmi place cartoane pe acolo, ordine tot, se schimbă la... Da, și jos, jos trebuia să pun cartoane, trebuia să mi le aducă astăzi și nu le-a adus. Da. Să pun că... Toamna cu câți pui începeți, domnul Silviu? În toamnă am avut foarte puțin pui, am avut 27 de pui. N-am scos mulți. Nu, n-am scos mulți pui, că nu aveam spațiu la momentul respectiv, nu aveam crescătorie adecvată pentru așa ceva. Da. Bine, acum vă permiteți la spațiu acum, ce e aici. La spațiu ce este, eu zic că 50, 60, 70 nu e problemă, nu? Nu, nu. Nu scoateți? E, spațiul este și mai mult și pentru 100 de pui, spațiul este. Dar nu vă aglomerați, nu? Nu vreți să vă aglomerați? Nu, nu mă aglomerez că sunt reținut greu și ca atare porumbei trebuie să sunt reținut. Dacă nu sunt reținut... Da, să știți, aveți dreptate, că uneori numericul mai mic dai rezultate mai bune. Uitați că de la porumbei au mătații pe ei. Un și care n-au făcut baie. Anul ăsta nu le-am făcut baie. Arată bine, îmi place. Și crescătoria și porumbei. Crescătorul mare pasionat în continuare a rămas. Înseamnă că anul ăsta mă uit tot așa, în clasamente până în locurile 5-10, nu? Unde, unde îmbarcați, da? Asta e. Ce-am mai oprit la marca? Am oprit niște da. Porumbei tineri, tardivi. Din frate cu locul 1 la tineret, locul 1 care gutul ăsta? Gutul ăla închis în gala cu pana albă și aia e mătușa și am făcut pereche. Aha. Pereche nepot cu mătușa, nu? Da, încep să joc și un tip de consanguinizare. Da, văd că se ține după aia. Da, are o și am mai oprit din iar de locul de zbor din tineret iar un mătușa mascul de cafe, să zic. Un tardiv. Da, frumos. Încerc frumos. Să mă opresc porumbei. Să vă gândiți și la continuare, să zic așa, nu? Să reduce sângele mai departe. Bă, dar baba unii mă-i domeni. E dincolo, la locul de zbor. Îmi place. Vă felicit sincer. Într-adevăr, multă muncă, investiție muncă, mare este. Investiție, dar fără investiție și muncă și pasiune pentru muncă. Dacă nu e pasiune da. Pentru porumbel, degeaba. Da, așa e. Și în al doilea rând, toată lumea vor să devină, să devină fără muncă, fără muncă. Campion peste noapte, dacă se poate, nu? Da, e mai greu asta. Îți trebuie foarte mult noroc și e foarte greu să te menții după aia. Asta încercăm întotdeauna. Un pic de muncă, un pic de pasiune, un pic de noroc. Exact. Încercăm. Acum e cel mai bun cu columbodromul ăsta care vor să-l facă cu TACO. E cel mai... Acum toată lumea au șanse egale. Nu exact. Mai spun eu la 1300. E la pregătită la într-un fel ăsta, într-un fel. Celălalt la 2000. Acum toată lumea au șanse egale. Acum să vede. Mari campioni și zburători. Aveți curaj, vă băgați? Da, bineînțeles. Da, vă băgați. Dar adică nu așteptam momentul ăsta. Când încercam, vorbeam cu, și cu domnul Bădin, cu domnul Stan, ca să facem ceva ca să se uite aici. Păi este un proiect unic în Europa. Eu nu știu să mai existe un sistem organizat de zbor, cum e cel de la Telega acum, în care puii de iarlin să fie zburați la 1500 de kilometri. Locul 2 Tartu și locul 3 general Tartu și locul 2 pe România UGP cu Iavru am avut. Ați văzut? Locul 2 și din care și plus etapa din Malta la 1100 și ceva mi-a dat două locuri, unul de... Tot cu iarling, nu? Da, cu iarling. Ați văzut? Vedeți că sunt doi acolo care se bat? Despărțiți-i. Ai intrat peste el aici. Da. Domnul Silviu, vă mulțumesc mult pentru amabilitate. Mă bucur că ați rămas în continuare același om serios. Foarte modest. Este? Da,
rezervat în declarații și preferă ca vorbele și rezultatele porumbeilor să vorbească exact, în locul dânsului, nu? Exact. Asta contează întotdeauna. Exact. Vă mulțumesc cu aceasta. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Silviu și eu. Ne auzim. Ne auzim, înțeles. Cu stimă, numai bine. Sănătate, să trăiți.